Vicepreședintele Partidului Șor, Marina Tauber, a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar pentru următoarele 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații judecătoriei Ciocana, care au admis parțial solicitarea procurorilor. În timpul ședinței de judecată, zeci de membri și simpatizanți au venit să o susțină pe Tauber și să ceară eliberarea ei. Este un om foarte bun, face totul pentru popor, se luptă pentru dreptate și pe ea o învinovățesc pe nedrept pentru toate escrocheriile. Guvernării este frică de așa concurență, din acest motiv încearcă să scape de ei în așa mod. La rândul ei, Marina Tauber l-a mulțumit oamenilor adunați acolo pentru încredere. Îmi dau seama că ei mă țin sub arest doar din frică. Important este că noi toți suntem uniți, noi toți suntem consolidați, noi toți suntem împreună. După aproape de o oră de examinare, Marina Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar pentru un termen de 30 de zile. Desigur că este un pas înainte. Noi nu suntem de acord cu nicio măsură privativă de libertate. Noi continuăm să insistăm că trebuie să fie eliberată de orice măsură. Eu vină nu îmi recunosc, nu sunt vinovată în nimic și trebuie să continuă în mod normal și să trăiesc și să lucrez. Nu există niciun argument că eu să fiu ținută sub arest. Procurorul de caz a refuzat să stea de vorbă cu presa, iar purtătorul de cuvânt a Procuraturii Generale nu a răspuns la telefon pentru reacții. Amintim că Marina Tauber a fost reținută la 21 iulie, după o serie de percheziții efectuate de procurori la sediile Partidului Șor. Deputatul este cercetat penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Tauber se declară nevinovată. Ea califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține însă că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare.